Pentru că se apropie sărbătoarea Rusalilor, în Rășinari, în județul Sibiu, gospodinele s-au pus pe gătit și gătesc exact ceea ce trebuie, potrivit tradițiilor moștenite din moș strămoș. Iar printre preparate se numără și un tip de plăcintă numită vărzar. În ciuda numelui, vărzarul nu conține varză. E o plăcintă simplă și delicioasă cu urdă și mărar. Amestec pentru vărzar urda, ouăle, cu zahăr, cu unt, cu un pic de sare, amestecate toate bine. În aluatul bine întins într-o tavă se așează apoi puțin din această umplutură. Și în cantitățile, după ochi sau după cum le puneți? După, eu pun după ochi, eu m-am obișnuit cu ele și pun după ochi. Sătenii din localitatea Rășinari Sibiu pregătesc vărzarul doar de rusalii. Atât, de Paște sau de Crăciun au alte preparate pe care le gătesc. Punem foaia a doua peste umplutura de la plăcintă, după care punem ou. Un ou bătut. Trebuie să dăm pe deasupra. E o rețetă pe care o găsim și pe internet sau doar aici, în zona asta? Se face și pe alte părți, probabil, dar nu are gustul ăsta, să știți. Ceva este, nu știu ce este, dar e ceva care... Dumneavoastră, de unde aveți rețeta? De la bunica, de la mama mea. Mâncăm aproape jumate din ea, că ne place. Și restul, a doua și a treia. În Rășinari, brânza este unul dintre cele mai bune preparate ale localnicilor. Cel mai tare produs pe care eu vi-l recomand aici este brânza de munte, care este, se poate servi împreună cu un sâmbure de nucă tras printr-un sirop de caramel. Savoarea ei poate fi mult mai bine pusă în evidență în modul acesta de prezentare. Cum sunt produsele? Foarte bune. Am servit și din cajintele mea proaspătă și din vărzarul. Foarte bune. Cum e prăjitura asta tradițională, vărzar? Foarte bune, e gustoasă. Dintre preparatele sătenilor din Rășinari, nu au lipsit nici brânza de burduf și tocănița de miel la ceaun.